Bine v-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. A venit și rândul apicultorilor, schemă de ajutor de stat în valoare de 12 milioane de euro. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Cuantumul unitar propus este de 25 de lei pentru familia de albine, suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere apicolă care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, nu depășește echivalentul în lei a 280.000 de euro. Actul normativ prevede că pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să respecte mai multe condiții de eligibilitate, dintre care amintim: să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza națională de date apicolă și să fie autorizate sanitar veterinar la data depunerii cererii. Să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022. Beneficiari ai schemei de ajutor de stat pot fi apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, apicultori, persoane juridice. Cererea de înscriere în program trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 30 iunie 2024. Cei interesați pot accesa site-ul nostru agro-tv.ro, unde au toate informațiile necesare, pe lângă alte articole cu subiecte de un real folos pentru dumneavoastră. Un proiect declarat eligibil mai poate întâmpina probleme în ceea ce privește finanțarea prin programul dedicat tinerilor fermieri. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a început să publice rapoartele de selecție pentru proiectele depuse pe linia de finanțare DR30 Instalarea Tinerilor Fermieri. Fermierii care au fost declarați eligibili și finanțabili vor semna contractele pentru a intra în posesia banilor, însă trebuie să mai aibă în vedere câteva aspecte. Aceste detalii au fost prezentate de consultanții financiari în emisiunea Agricultura la Raport, realizată de Ovidiu Ghinea. Chiar și un proiect declarat eligibil mai poate întâmpina probleme în ceea ce privește finanțarea. În primul rând, tânărul fermier trebuie să se asigure că are toate documentele originale la semnarea contractului, astfel încât să nu întâmpine probleme în acest sens. Mai mult, având în vedere că anul acesta nu s-au mai făcut vizitele în teren înainte de selectarea proiectelor, fermierul trebuie să se asigure că ferma sa corespunde 100% cu ceea ce a declarat în proiectul depus la AFIR. Da, AFIR-ul poate să-l respingă pe baza documentelor depuse dacă nu are originalele, și mai grav, poate să-l respingă la vizita în teren. Nu să-l respingă, îmi cer scuze, pentru că acum se semnează contractul de finanțare. Dar banii vor intra în urma unor vizite, în urma unor controle pe teren. Vedeți, dumneavoastră, exact ce vorbeam în urmă cu 2 sau 3 luni, s-a deschis o cutie a Pandorei. Faptul că nu se fac vizitele pe teren, faptul că s-a deschis DR30 în așa viteză încât trebuie să fie contractat din birou, fără să fie controlate, se fac controlele prin satelit, dar într-o perioadă de repaus vegetativ, da? Adică toată lumea a spus am animale, am grajde, am culturi de fasole, am culturi de dovleci, fără să fie verificabile. Da. De acum înainte, depinde de funcționarul AFIR și depinde de funcționarul APIA. Toți acești oameni depind de bunăvoința, practic, a funcționarilor. În unele zone nu vor fi probleme pentru că funcționarii sunt proactivi, iar în alte zone vor fi probleme mari pentru că funcționarii sunt obtuși, în funcție de conducerea fiecărui ojefir în parte. Până acum AFIR a publicat rapoartele de selecție pentru proiectele depuse pe instalarea tinerilor fermieri în prima etapă, unde pragul de calitate a fost cel mai mare. În perioada următoare vor fi publicate și rapoartele pentru etapele 2 și 3, atât pentru zona montană, cât și pentru componenta națională. Se amână depunerea cererilor de plată la APIA. Ce se întâmplă anul acesta cu subvențiile?
1 martie ar trebui să fie data la care APIA să înceapă în mod normal campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2024. Se pare însă că acest termen se amână. Detalii despre această chestiune au fost prezentate pentru AgroTV de Sorin Moise, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Să vedem despre ce este vorba. Potrivit informațiilor de la Ministerul Agriculturii, depunerea cererilor la APIA urmează să înceapă cu o lună mai târziu, de la 1 aprilie 2024, astfel încât funcționarii APIA să se poată concentra până atunci exclusiv pe efectuarea plăților restante pentru fermieri. Și statistic vorbind, luna martie de depunere de cereri la APIA era o lună în care apetitul fermierilor pentru a-și depune cereri era un destul de scăzut. Și a spus, mă fraților, hai să-i lăsăm încă o lună, să-i lăsăm pe cei de la APIA, pentru că sunt aceiași oameni. Dacă vor lucra la primiri cereri, rămân blocați acolo. Haideți să-i lăsăm încă o lună să termine plățile pe care le-au de făcut, pentru că vorbim de 100 de euro pe vaca de carne, 100 de euro pe culturile din toamna 2022. Ce mai avem în verzirea? Mai sunt încă plăți în lucru la APIA și să terminăm cu astea și apoi să începem campania de depuneri. Potrivit oficialului MADR, începutul campaniei de depunere a cererilor unice de plată la APIA se amână cu o lună de zile, însă sfârșitul acesteia va avea loc, la fel ca până acum, la finalul lunii iunie. Diferența față de campaniile trecute este faptul că fermierii care depun după data de 31 mai nu vor mai fi penalizați, astfel că își vor primi subvențiile în integralitate. Ce trebuie să știe fermierii? Campania de depunere va dura ca până acum, deci va fi aceeași, numai că nu vor mai fi penalități în ultima lună, deci vor putea să depună fără penalități până la sfârșitul perioadei. Mai legal, mai ilegal, continuă tranzitul cerearelor ucrainene prin România. Incidentul de la Vama Siret a stârnit mari controverse în rândul fermierilor și mă refer aici la cântarul pentru tiruri, care nu funcționa de 2 ani, deși a trecut probele de verificare după montare. Această situație a dus la o incertitudine generală cu privire la cantitatea reală de cereale care a trecut prin țara noastră, dar și la originea lor. Declarațiile autorității vamale din România contrazic datele oferite de Comisia Europeană, referitoare la cantitatea totală de cereale. A explicat în detaliu ce se întâmplă Cezar Gheorghe, expert în piețe agricole, în interviul acordat în exclusivitate colegului meu, Marius Milea. Vreau să vă spun că în Vama Siret, cântarul pentru tiruri nu funcționează de 2 ani, după ce inițial a trecut probele de funcționare după montare. Ce cantități de cereale apreciați că au intrat ilegal în țară prin acest punct de vamă? Cantitățile ilegale care au intrat în țară ar trebui să fie măsurate începând cu data de 1 mai 2023, când a intrat ordonanța de urgență în ceea ce privește restricția la cele 4 categorii de marfă în a fi importate de către România. Însă, dacă ar fi să estimăm, să știți că este, să zicem, este un X foarte mare și nu se poate cuantifica, pentru că din momentul 1 mai și până la 31 decembrie, autoritatea vamală ne-a informat că au intrat doar 100.000 de tone de mărfuri în țară. Însă, să știți că Comisia Europeană prin DG Agri contrazice flagrant ceea ce spune autoritatea vamală română, pentru că acolo se estimează că au intrat în țară 1.457.000 de tone de mărfuri și le luăm agregat grâu, porumb, rapiță, semințe de floarea soarelui, firește, soia boabe care nu erau supuse restricției și din nou șrotul de soia care nu a fost, să spunem, supusă restricției. Însă, nu pot ști cu certitudine pentru că s-a drenat această cantitate de marfă. Lumea, să știți că vorbește, chiar dacă nu are dovezi, însă niciodată să știți că nu iese fum fără foc. Și faptul că foarte multă marfă a intrat, s-a conglomerat, s-a vopsit originea, ca să-i spunem așa, și prin Republica Moldova, iar mărfurile au plecat apoi către procesatorii locali sau către piața de export, fără ca beneficiarul final, vorbim acum de exportator, să știe, face ca acest lucru să fie extrem de greu de cuantificat. Ce știm cu siguranță însă și ce putem spune cu siguranță este că dacă vorbim despre cele 4 categorii de mărfuri, circa 1.000.000 de tone au intrat între 1 mai și, să spunem, luna octombrie în România, care nu aveau cum să intre. Și mai mult decât atât, premierul Ciolacu ne-a anunțat că de la 1 octombrie nu a mai intrat nimic în România până la sfârșitul anului, însă
Să știți că sursele noastre de informare, care sunt foarte corecte și foarte acurate, spun altceva. Spun că am mai intrat în jurul valorii de 50.000 de tone de grâu și cam 38.000 de tone de porumb. Nu e mare lucru, dar trebuie să știți că aceste cantități intră într-una. Intră și se drenează efectiv în piața, în piața noastră locală. Vorbim de 1,5 milioane tone de produse care au intrat în țară. Asta înseamnă că au fost încărcate și cărate de aproximativ 40.000 de camioane. Da. Dacă punem la socoteală 40.000 de camioane ori 10 tone în plus, că nu sunt cântărite, ajungem la o cifră de 400.000. Se poate face și asta, dar personal nu cred că toate camioanele au mers supratunat. Nu toate. Haide să fim, adică eu vreau să fiu echilibrat. Să zicem jumătate. Da. 200.000 de tone pot să influențeze piața. Bineînțeles că poate să influențeze această calitate piața locală a noastră, pentru că noi avem un volum de, să spunem, de consum anual în jurul valorii de 3,5 milioane de tone la produsul grâu, cam 3, aproape 3 milioane la porumb. Și gândiți-vă că dacă vorbim aici de cele două categorii de marfă cumulate și faptul că cineva vine și vinde această marfă la un preț foarte redus, îți influențează absolut tot prețul, pentru că o parametrezi prețul ăsta pe piața locală, în procesare și în furajare, și astfel acel client, da, care cumpără marfa ucraineană, o să spună nu mai cumpăr marfa românească, cumpăr la prețul ăsta dacă vrei. Și astfel se duce presiunea pe preț în piață. Dacă vreți să luăm și altfel la macro, o scădere a prețului la grâu la nivel european, să spunem, cu 7,58% este datorat simplului fapt că Ucraina basculează efectiv înspre Uniunea Europeană multă marfă, adică până acum au exportat, să spunem așa, în Uniunea Europeană 5,8 milioane de tone de grâu, iar exportul unional în fiecare an trebuie să fie în jurul valorii de 34-35 de milioane. Gândiți-vă cât de mult a influențat acest lucru, pentru că piețele locale, da, ale Uniunii, vorbim de diverse țări, da, ele nu au făcut altceva decât să nu mai poată să-și absoarbă producția lor proprie, local. Și astfel am rămas cu stocuri la nivel unional, prețul a coborât fiind sub presiunea prețului discountat de Ucraina și de aici concluziile și vedem cu ochiul liber, nu e nicio tăgadă, cum Ucraina a ocupat piețele care ne erau, să zicem, nouă destinate României, Poloniei destinate, iar polonezii, după cum am văzut, sunt foarte, foarte radicali, au devenit extrem de radicali, pentru simplu motiv că ei au înțeles, da, fermierii poloni au înțeles, că li se ia locul efectiv în piața unională și în piața locală. Gama completă de echipamente și produse pentru sereți și solarii. Magazinul Regal Fermierul oferă o varietate de produse destinate activității fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Folia Perita, în diferite grosimi și dimensiuni, este un produs de înaltă calitate distribuit în exclusivitate în România de Regal Fermierul. De remarcat că în portofoliul magazinului găsiți echipamente și componente pentru a vă construi propria seră de legume. Produse ideale pentru îngrijirea plantelor, dezvoltarea și întreținerea recoltelor. În plus, vă este pusă la dispoziție o gamă foarte mare și diversificată de produse pentru protecția plantelor. Există soluție la orice problemă, în orice colț al țării. Este motoul celor de la magazinul Regal Fermierul. Legumicultorii, horticultorii sunt interesați de produse de calitate și ca să ai produse de bună calitate trebuie să mergi la cei care le vând. Regal Fermierul este o firmă românească, o firmă tânără cu angajați tineri și îl găsim din nou pe Andrei. Bună ziua, domnul Bogdan, mă bucur să vă revăd. Bine te-am găsit, Andrei. Să știi că noi am vorbit data trecută un pic despre produse, acum vreau să vorbim despre un lucru extrem de important, folia. Pentru că un solar care nu are o folie bună, ai o mare problemă. Dacă folia nu are aditivii necesari pentru plantă, planta nu o să fie dezvoltată. O folie care se numește Perita, m-am uitat, folie profesională Perita. Într-adevăr, Perita este marca noastră înregistrată. Este marca Regal Fermierul. Nimeni nu mai poți găsi în altă parte. Nu se poate găsi decât în magazinele noastre, în magazinele fizice, în magazinul online pe care îl avem și la partenerii noștri, pentru că acum dezvoltăm o rețea foarte mare de parteneri care comercializează folia Perita, pentru că noi o vindem de 5-6 ani de zile, 6 ani de zile, iar folia a confirmat. Da. Ceea ce a spus noi, garanția. Cererea a crescut, asta înseamnă cererea că oamenii crescut. Da. Au da. Încredere da. În da. Calitățile. Păi, puteți să vă spun, pot să mă laud un pic și pot să vă nu spun că nu. Lauzi, că până la urmă lucrurile astea, da. Faptul că îți cumpără atât de mulți este de fapt lauda pe care o aveți. Dar mă laud în fața dumneavoastră un pic și pot să vă spun că anul acesta am vândut 700 de tone de folie până în acest moment, care nu cred că este o cifră destul de mică, este destul de mareșoară.
Hai să vorbim un pic despre perita. Am văzut că sunt diferite dimensiuni, grosimi. Grosimi, da. Dimensiuni avem de la 1,5 până la 20 de metri. Avem una dintre cele mai mari lățimi care se găsește pe piața din România. Și dimensiunile solarului. Sigur că da. Deci până la 20 acoperim orice solar. O să avem peste ceva timp și până la 24, că vrem să aducem această lățime. Dar momentan avem până la 20. Avem grosimea foliei de la 120 până la 200 de microni. Avem 120, 150, 170, 180 și 200 de microni. Fiecare folie este garantată după microni. La 120 avem 2 ani de zile garanție, la 150 3 ani, la 170 și 180 4 ani de zile garanție, iar la 200 avem 5 ani de zile garanție. Aceasta este vârful nostru de gamă, este folia de 200 de microni fabricată în 8 straturi cu 7 aditivi activi. Nu este foarte mult pentru că este fabricată prin metoda de coextrudare. Cu cât folia are mai multe straturi, cu atât durata ei de viață ajunge mai mult, pentru că asta fac straturile. Durata de viață, de exemplu, durata de viață, pot să vă spun că la această folie de 200 de microni ajunge până la undeva la 10 ani. Pe 10 ani nu trebuie să umble la ani, solar, da. Decât dacă, Doamne ferește, are vreo calamitate. Noi nu putem să răspundem de aceste aspecte, da. Dar ceea ce ține de noi, răspundem cu siguranță că folia are o durată de viață destul 10 de mare. 10 ani de zile, 7 aditivi. 7 aditivi și 8 straturi. 8 straturi, să nu uităm de acest aspect. De ce recomand folia perită? Pentru că o vând de 6 ani de zile și până în acest moment eu cu folia perită nu am avut incident. Îi oferim folia pe dimensiunile cerute de el, nu obligăm clientul să cumpere la rolă. Dacă vrea 10 metri, clientul îi dăm 10 metri. Vrea 100, îi dăm 100. Pentru că noi avem rolele jumbo de o tonă și avem 3-400 de metri pe rolă. În 5 minute maxim clientul știe câte kilograme are nevoie, ce lățime are nevoie, pentru că unii clienți vin și ne spun: am un solar de 6 metri la bază. Și noi calculăm cu tot o arcadă cât ar trebui lățim. Îi oferim consultanță totală. Deci noi oferim toate produsele de la solul negru până la recoltare. Da, oferim toate produsele necesare pentru dezvoltarea unei plante. Păi ce să spun, Andrei, succes, mai convins. Dacă vreau să fac solar, să știi că vin să iau. Vă rog, cu mare încredere. Vă mulțumesc frumos. Aveți o zi ușoară, domn Bogdan. La revedere, Doamne ajută. Numai bine. Florile s-au scumpit, dar măcar ai de unde alege. Forfotă mare în mai toate florăriile și piețele cu flori din Târgoviște. Pentru că suntem în ajun de 1 martie, toți cei implicați în această industrie speră că vânzările lor vor fi cu mult mai mari față de cele din anii trecuți. Oferta este foarte bogată, iar prețurile sunt puțin mai mari în raport cu 2023. Vânzătorii de flori, transformați în factor de influență, spun că atunci când vrei să dăruiești cuiva drag un buchet parfumat și colorat sau un aranjament de flori, prețul nu mai are importanță, iar după ce oferi florile, ți-aduce aminte de facturile curente, de ratele la bănci și de faptul că uneori mai trebuie să și mănânci. Văd că sunt pregătiri intense în această seară în florăria noastră. Ce pregătiți? Da. Ne pregătim intens pentru 1 martie, cum știm cum toți așteptăm să vină primăvara și avem aici crizantemă, trandafirii, vestita zambilă, frezii, lalele avem, gerbera. Așteptăm aici clienții, cu toate că au crescut puțin prețurile față de anii trecuți, dar să știți că totuși ne descurcăm, facem față aici și o să pregătim aranjamente, o să pregătim buchete și așteptăm clienți, cât mai mulți clienți să ne vină. Sperăm să fie ca în anii trecuți, cel puțin, dacă nu chiar mai bine. Avem trandafiri aduși din Olanda, din Ecuador. Avem laleaua românească, frezii, la fel frezii românească, avem la Ghiveș begonie, care este foarte căutată și foarte căutată, avem aici orhideea albastră, care toată lumea o caută, orhideea colorată, aranjamente, waxul, care este o floare foarte, foarte frumoasă, cel puțin pentru aranjamentele florale și miroase foarte frumos și este foarte căutată. Avem aici trandafir mov, crin la ghiveci, crin imperial la ghiveci. Avem aici un iris foarte, foarte frumos. Avem galben cu alb și mai avem aici galben, alb și albastru. O floare foarte, foarte frumoasă și foarte căutată. Lucrez la un buchet de lalele care sunt foarte, foarte căutate acum în sezonul de primăvară. Frezile, care sunt la fel și parfumate și foarte căutate. Trandafirul, begonia, toate, dar cele mai căutate sunt lalelele. Lalelele roșii, lalelele mov. Sperați să aveți vânzări bune de întâi. Sperăm să avem vânzări cât mai mari, chiar mai mult ca în anii trecuți, să fie. Și cu spor, ce să zic,
să fie cât mai mult. Prețurile cum sunt anul acesta? Prețurile sunt accesibile, chiar accesibile, puțin ridicate față de anul trecut, dar chiar foarte puțin ridicate, dar încercăm să facem față la tot, să fie cât mai mult. Veniți cu o ofertă bogată. Venim cu o ofertă foarte bogată, chiar și cu o gamă foarte bogată de flori, tot ce e aici, și acum așteptăm clienți să fie la cât mai mulți. Un festival al culorilor de data aceasta la Buzău. De la alb la galben, roz, albastru sau indigo, așa arată în această perioadă serele încărcate cu florile ce vor fi dăruite în luna martie. Noutatea primăverii este zambila de culoare indigo. În așteptarea clienților, ghivecele sunt udate și îngrijite cu mare atenție. Au nevoie de atenție multă floricelele? Da, ar trebui o atenție specială, măcar câteva minute acordate fiecarei plante pe zi, pentru a fi o plantă cât mai sănătoasă. În serele lui Marian Diaconu, unul dintre cei mai cunoscuți producători de flori din Buzău, se pregătesc deja primele mărțișoare parfumate. De mai bine de 10 ani, tânărul și soția sa și-au transformat pasiunea pentru flori în ocupația lor zilnică. Regina primăverii rămâne zambila, iar tânărul încearcă să-și impresioneze clienții aducând tot timpul ceva nou. Anul acesta are la vânzare, pentru prima dată, o zambilă de culoare indigo, cu un parfum aparte. Oferta, să zicem, variază. Avem zambilă, narcisă, lalele și aici se diferențiază pe fiecare soi, 4-5 soiuri de zambile, de narcise, culori, mărim, mai bătută. Am încercat să diversificăm cât mai mult. Venim iarăși cu panseluță, belis, primulă, plantele, să zicem, primăverii, ceea ce crocus, dar s-a vândut foarte bine, practic nici nu mai avem, nici n-am ajuns la 1 martie și nu mai este. Cam astea sunt plantele de primăvară. Comenzile au curs, a fost foarte bine, am avut și o iarnă foarte, foarte blândă și tocmai de asta lumea s-a grăbit să cumpere, pentru că a simțit primăvara mai devreme. Să zicem că suntem undeva la 70% s-au vândut din ceea ce aveam pregătit pentru primăvară. În acest sezon, florile au un preț puțin mai ridicat, tocmai pentru că au crescut și costurile cu încălzirea serelor. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.